În câteva zile, hotelierii de pe malul românesc al Mării Negre vor da startul programului Litoralul pentru Toți. Așa cum se înțelege și din denumire, scopul programului este acela de a da posibilitatea tuturor românilor să viziteze litoralul, indiferent de venituri, iar reducerile în această perioadă sunt considerabile. Începând cu 15 august, de exemplu, se pun în aplicare ofertele de genul Litoralul pentru Toți, unde în funcție de fiecare stațiune și de hotelurile respective, intrate în ofertă, putem avea prețuri mai mult decât rezonabile, de genul 350 de lei pentru 6 nopți, ceea ce mi se pare mai mult decât accesibil. Și la pachetele turistice din afara țării se așteaptă reduceri în perioada următoare. Semnificative vor fi tot pe litoralul Mării Negre, la vecinii bulgari. Ofertele pleacă de la 150 de euro de persoană. Pe plan extern, prețurile se apropie de o relativă scădere, urmează și aici o perioadă destul de promițătoare, întrucât a doua jumătate a lui august și luna septembrie se anunță destul de călduroase. Prețurile, în special în Grecia și Bulgaria, vor scădea, însă nu atât de semnificativ precum pe litoralul românesc. Litoralul pentru Toți se va derula în perioada 15 august-15 septembrie, însă agențiile de turism dau asigurări că vremea va fi prielnică până la sfârșitul lunii septembrie, iar prețurile se vor menține la același nivel.